E, de ce e periculosă? De ce m-a speriat? Că altfel sunt destul de resimțit în zona asta. Pentru că Jung pleacă de la principiul că tot ce se întâmplă în acest nivel al realului trebuie luat de bun. Că e o materie pe care trebuie să o asumi, să o analizezi, să o trăiești, să o interpretezi. El clasifică visele și viziunile, aș spune pe orizontală, stabilite este o tipologie, nu? Că sunt vise de tipul, nu fac vreo greșeală, visuri compensatorii, visuri prospective, reductive, reactive și mai departe. Dar nu e o ierarhie pe verticală. Un tip de ierarhie care s-a practicat în istoria interpretării visului. Sunt vise bune și vise rele. Sunt vise care vin de la Dumnezeu sau de la mesagerii Lui și vise care vin de la diavol. Sunt vise care pot fi luate ca ghid și vise care te pot sminti. Adică există, aș spune, un dionisiac al lumii ăștia, unde e foarte greu să te orientezi. Jung n-a apucat să afle ceea ce ar fi oferit lecturile de Marie Cordain, care, cercetând universul iranian, a descoperit acolo toate lucrurile astea. Într-un mod sistematic, clasificator, foarte explicit. Unde se vede de o lume intermediară care stă între corp și idee și spirit și care, în care cu ajutorul imaginației ăștia de tip activ poți să deslușești înțelesul ale sufletului. Ale sufletului propriu și ale sufletului colectiv. Există, eu am avut o discuție, nu știu dacă am mai povestit-o, am avut o discuție odată cu Părintele Cleopa despre vise. Am avut ocazia să-l întâlnesc și l-am întrebat cum e cu vise. Și mi-a răspuns prompt, toate sunt de la drag. Chestia asta m-a perplexat, fiindcă am putut imediat, ca oricare întrebări, să-i spun, soțul Mariei află despre faptul că ea e însărcinată printr-un vis. Era un vis care vinea un adevăr. Era un vis care venea într-o instanță de nepus la îndoială. Și mai sunt locuri în Biblie în care visul e o cale de dialog între Dumnezeu și credincioșii. Cum îmi spune că toate vin de la diavol. Și atunci Părintele Cleopa, un moldovean, cu umor și cu rafinamente arhaice, mi-a spus, da, dă-mi, așa e, sunt și unele. Dar decât să smintești lumea, să le spui, să stea, să deosebească, să le știi, la mine spune toate de la diavol și ai spus. E mult mai igienic să le spui asta, decât să încep să le explici care e diferența. Dar în tradiția răsăriteană există menționată problema viselor încă de la primii călugări de texturile creștinismului prim. Ioan Casian, un călugăr și un teolog care are de-a face cu noi, că a trecut și pe aici, la un moment dat, spune la un moment dat că e bine ca un maestru spiritual, adică un călugăr versat, să cerceteze visele ucenicilor. Ca să-i spune ceva despre cum sunt ei alcătuiți, despre ce trebuie să facă pentru a-i dirija în orice. Evagrie Ponticul însă, dimpotrivă, spune ca și Cleopa, a se slăbit. Niciun vis nu trebuie luat în serios. Ioan Scăraru face o deosebire care e foarte importantă și care se poate practica de oricine. Spune, există un criteriu simplu să deosebești care vise de la dracu și care sunt de la înghe. Dacă te școli bine dispus, sunt de la dracu. Pentru că înseamnă că ai visat ceva euforizat, ceva care ți-a dat o dilatație, o animii riscată, te-ai umplut de slavă de șapte.
Dacă te scoli mohorit, dacă te scoli cu senzația că te așteaptă iadul, atunci ai un mesaj angelic. Și el trebuie să fie luat în seamă. Dar tot Ioan Scăraru spune, cel ce crede visurilor este asemenea celui ce aleargă după umbra sa. Percepând vezi un fel de vis în acest efort. Și tot el spune că e riscant să gândești ziua lucrurile pe care le trăi noaptea. Există o diferență de o ușură de nivel care nu e în avantajul niciunei adâncări. În orice caz, avem de-a face, în mod clar, cu o cutie a Pandorei. Și de-aia avem voie să avem mici momente de panică. Novalis, spune undeva, e bine să nu atentăm la pudoarea deităților visului. Iar în tradițiile Chinei vechi există ideea că un vis devine adevărat și, deci, practicabil, utilizabil, real, în clipa când îl asum. Dacă cineva visează că o să moară de pildă, dar nu ia serios chestia asta, nu moare. Dacă cineva visează că moare și ia în serios chestia asta, moare. Dar să zic că visul trece prin delegație. În ceea ce tu investești în el. Acum, un ultim lucru pe care vreau să mai spun este că există, eu când spune în ce procedee și-a indus aceste stări, spune că ideea e să te pui într-o anumită stare, să o lași să devină dominantă, să o cureți de orice emoții colaterale sau și să o lași să articuleze ea în tine un discurs anumit. Ori asta e un procedeu care fac în practică artiști, în general. Ați aminte Brâncuș care spunea, greu nu e să faci o lucrare, greu este să fii în starea de a o face. Ori, în această privință, suntem cu această carte și cu acest tip de discurs al lui Ion, într-o zonă a creativității. El produce, dincolo de materialul științific pe care îl propune, produce și un obiect de artă. Și cartea asta arată așa. El e și un creator. Adică, imaginația Overa se combină puțin și cu imaginația cealaltă. Înmențește, dacă pot să devin atât de pedant, doamna Nișcă o să mă susțină, există o foarte bună diferență între două cuvinte care par să spună același lucru.